Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș a organizat vineri, 18 octombrie 2019, Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenții promoției 2019. Evenimentul a facilitat cunoașterea pieții muncii și a ofertelor venite din partea mediului economic călărășean de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a beneficiarilor subvențiilor financiare acordate din bugetul asigurărilor de șomaj. Dați-ne câteva detalii despre evenimentul organizat astăzi de AJFM Călăraș. Bună ziua! Astăzi, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenții promoției 2019. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Regional pentru Formarea Profesională a Adulților. Ca și număr de angajatori contactați, noi, într-adevăr, am reușit să contactăm și să transmitem pe e-mail invitația celor 334 de agenți economici. Dintre aceștia, 116 au comunicat și locuri, au comunicat locuri de muncă vacante. Câți au participat la... Efectiv, au participat 24 de agenți economici, 17 la bursa organizată în Călăraș și iar diferența de 7 au participat la bursa organizată la agenția locală Oltenița. Rezultate în urma bursei? Au fost făcute angajări? Da, să știți că am avut rezultate bune anul acesta. Au fost repartizați în muncă 43 de absolvenți, iar în Oltenița am reușit să încadrăm 2 persoane pe loc. Absolvenții care nu au reușit de această dată să ocupe sau să-și găsească un loc de muncă au posibilitatea să vină la AJFM, să-și depună dosarul pentru șomaj sau cum este? Absolvenții în fiecare an au un termen în care trebuie să se încadreze. Ei au 60 de zile de la absolvire. Unii dintre ei au venit la noi, s-au înregistrat deja în baza noastră de date și beneficiază de ajutor de șomaj. Iar cei care până la acest moment nu au reușit, nu au știut din diverse motive, pot veni să se înregistreze ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu posibilitatea de a participa la cursuri de formare profesională gratuit. În cadrul bursei s-au prezentat și alte persoane în afară de absolvenți care au solicitat un da, loc de muncă? Da, da, bursa n-a fost restrictivă. Noi am primit și am fost deschiși tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă, dar preponderent au fost absolvenții. Locurile de muncă prezentate astăzi au fost pentru studii superioare sau au ocupat mai multe... Au fost dintr-o gamă largă, într-adevăr, au fost câteva pe studii superioare pe partea de IT. Cred că și un inginer electrician, din câte mi-amintesc eu, dar marea majoritate au fost în această zonă a IT-ului. Cele două angajări pe loc s-au făcut în ce domeniu? Da, una, o angajare este pe partea de muncitor necalificat în confecții, iar cealaltă angajare este pe operator produse de panificație și patiserie. Următoarea bursă pentru absolvenți anul viitor? Anul viitor, da. În aceeași perioadă, în octombrie, nu știm exact data, însă în octombrie noi în fiecare an organizăm această bursă dedicată absolvenților.